V-am invitat astăzi aici pentru a discuta despre programul pe care împreună pentru Moldova, filiala Roman, îl propune pentru municipiul Roman pentru următorii 4 ani. Este un program care se află într-o primă dezbatere și într-o primă analiză pe care o dorim împreună cu publicul, de aceea v-am și invitat. Considerăm că, spre diferență de partidele care vin, prezintă un program și spun aceasta este ce vom face noi, Împreună pentru Moldova consideră că, de fapt, dialogul este cheia succesului în comunitate. Prin urmare, noi venim în fața dumneavoastră și vă spunem că acestea sunt ideile noastre legate de domeniile principale de activitate ale municipiului Roman, dar că, așa cum am făcut timp de aproape 13 ani în calitate de jurnalist, sunt dispusă în continuare să vă ascult părerile și argumentele. Prin urmare, rămân același om al dialogului și dumneavoastră știți unde să mă găsiți pentru a lua legătura cu mine. Este un program structurat pe câteva capitole și, evident, începem cu administrația, care este centrul lucrurilor care se mișcă în municipiul Roman în ceea ce privește primăria și lucrurile pe care această instituție le poate face pentru comunitate. Prima măsură care cred că se impune și pe care cetățenii o vor implementată de mult timp, dar care din motive care nouă ne scapă acum și pe care poate ar fi bine să nu le amintim, nu s-a implementat, transparență în cheltuirea banului public. A publica plățile, facturile și contractele care nu sunt supuse unor clauze speciale de confidențialitate pe site-ul instituției, care până la urmă nu face altceva decât să administreze banii noștri ai tuturor, este un gest de normalitate pe care noi vrem să îl facem. Acest lucru a fost cerut de foarte multă vreme, inclusiv de către jurnaliști de foarte multe ori, pentru că doreau să afle modul în care este cheltuit banul public, însă, după cum știți, lucrurile nu se întâmplă întotdeauna, iar pe site-ul primăriei, spre exemplu, găsim cu mare dificultate lucruri legate de modul în care este drămuit bugetul local în fiecare an și la fiecare rectificare. Pe lângă transparență, considerăm că este absolut necesară o consultare reală și periodică cu cetățenii. A face lucruri fără să stăm de vorbă cu oamenii care reprezintă viața acestui oraș, reprezintă o greșeală majoră în viziunea Împreună pentru Moldova. Prin urmare, grupurile de consultare publică înființate pe lângă primărie vor deveni, în mandatul nostru, parteneri de dialog în fiecare trimestru sau ori de câte ori este nevoie. Ideile acceptate pentru implementare trebuie să fie publicate împreună cu un calendar de implementare care va putea fi monitorizat de fiecare romașcan. Am ajuns la această concluzie după experiența multor ani în care ni s-a spus la început de an că participăm la dezbateri privind bugetul, după care toate ideile bune pe care reprezentanții din educație, sănătate, ONG sau alte domenii s-au trezit că au vorbit la pereți. O altă măsură importantă, concurența. Știm foarte bine că pe piața liberă concurența este lucru care nouă consumatorilor ne place foarte mult. În momentul în care avem parte de concurență, avem în esență servicii de mai bună calitate și la prețuri mai mici. Lucrurile trebuie să se întâmple similar și la nivelul administrației publice locale, astfel că Împreună pentru Moldova, filiala Roman, propune ca ofertele de muncă din administrația publică să fie cât mai cunoscute publicului larg. Prin urmare, cei mai buni cetățeni vor avea șansa de a lucra în cadrul primăriei sau în instituțiile subordonate. Ce vrem noi să facem mai exact? Să publicăm în presa locală și în social media toate concursurile de angajare. Adică dumneavoastră, cei din presă, să fiți anunțați și noi cei din primărie să fim proactivi și să anunțăm din timp ce concursuri urmează a fi realizate. O altă modalitate prin care concurența ar trebui să fie și transparentă o reprezintă amenajarea unei săli speciale
astfel încât persoanele care participă la concursuri de angajare în primărie sau în instituțiile subordonate să facă acest lucru într-o sală în care să existe supraveghere audio-video. Se face deja aceasta la examene la facultate, la bacalaureat, cu siguranță se poate și într-o astfel de situație. Lucru nu s-a întâmplat decât într-o anumită măsură până acum. La spital a fost o astfel de tentativă, dar numai cu înregistrare video și, din păcate, observăm că ceea ce trebuia să se schimbe nu s-a întâmplat. Trecem la o investiție majoră și noi vom milita foarte, foarte mult împreună pentru Moldova filiala Roman. Eu și colegii mei vom milita foarte mult pentru ca acest proiect să devină realitate, mai ales că există posibilitatea ca implementarea lui să se facă cu fonduri europene. Și vorbim aici de realizarea unei noi surse de captare a apei pentru apa romașcanilor. Vorbim de forarea de puțuri de mare adâncime, între 100 și 200 de metri, care să ofere romașcanilor o apă mai curată, mai puțin tratată și mai ales ferită de interperiile naturii, adică nu mai este atât de mult influențată de condițiile meteo. Apa pe care o bem acum vine din niște puțuri care nu sunt de mare adâncime. Captarea de la Pildeș Simionești este și așa, pe lângă această problemă, afectată de faptul că balastierele au intrat foarte mult în Moldova. Și, în plus, nici întreținerea pompelor la această captare nu a fost făcută în mod corespunzător, astfel că, de multe ori, noi am aflat de la cei care lucrează în cadrul companiei de apă și canalizare că din 90 de puțuri funcționează doar vreo 40. Acest lucru nu se datorează în exclusivitate secetei, care ne afectează tot mai mult de la an la an. Prin urmare, soluția pentru ca Romanul să nu mai rămână fără apă este să realizăm o nouă sursă de captare. Sursa de captare de suprafață, care s-a vehiculat în presă la un moment dat pe la începutul anului, este irealizabilă din punctul de vedere al specialiștilor pe care împreună pentru Moldova filiala Roman i-a contactat, prin faptul că apa din Moldova și din Siret este destul de murdară și tratarea pentru a deveni potabilă ar costa atât de mult încât prețul pentru un metru cub de apă ar deveni foarte mare, iar oamenii nu și-ar permite efectiv să cumpere apă printr-o captare de această manieră. Prin urmare, puțurile de mare adâncime sunt soluția și cu tehnologia existentă, completarea pentru ca lucrurile să se întâmple așa cum ar trebui și rămașcanii să aibă apă 24 de ore din 24 la robinete, indiferent dacă plouă sau dacă nu plouă sau ce alte probleme mai sunt sau dacă intervine un terț și mai sparge o conductă. Spuneam că soluția trebuie să fie completată cu sectorizare. O sectorizare care este posibilă, care nu s-a făcut, care ne-a fost promisă de-a lungul atâtor ani, dar care din motive pe care nu le cunoaștem, pentru că nu ne-au fost aduse la cunoștință în mod transparent, nu s-a realizat. Un al treilea punct legat de acest aspect este modernizarea rețelei de transport. Ar trebui ca rețeaua de apă să fie sub forma unui inel și să profite de toate denivelările, de toate forme de relief pe care le are municipiul, pentru că avem și zonă de deal și zonă de vale, iar lucrurile să fie făcute în așa manieră încât să ne folosim de ceea ce ne-a dat natura în mod eficient, să avem consumuri mici de energie electrică și să oferim romașcanilor un serviciu de calitate așa cum merită, având în vedere faptul că romașcanii din totdeauna au fost cei mai buni platnici în cadrul companiei de apă și canalizare și vorbim de o constantă a tuturor anilor. Acest lucru, din păcate, nu s-a regăsit în lucrările de modernizare care au avut loc în municipiul Roman în ultimii ani. Adică investițiile pe care APASERV le-a făcut nu au fost
proporțional corecte cu plățile pe care noi le-am făcut către această companie. Iar vina este a companiei, dar nu în totalitate, pentru că și primăria Roman are de spus un cuvânt în toată această situație. Noi vrem ca lucrurile să se schimbe și aceasta este soluția pentru ca următorii ani să însemne un oraș în care nimeni nu mai rămâne fără apă. Un alt aspect, asfaltul proaspăt turnat să rămână intact, este cumva firesc să cerem acest lucru în 2020. Foarte puțini oameni știu că primăria este obligată prin legea achizițiilor publice ca în trimestrul 4 al fiecărui an să facă un program de achiziții publice pentru anul următor. Adică, în ultimele 3 luni ale anului 2020, primăria trebuie să întocmească planul de achiziții publice pentru anul 2021. Ne referim la acele achiziții publice planificate, programate, astfel încât banul public să fie cheltuit în mod eficient. Orice instituție, la fel ca orice firmă, trebuie să știe câtă hârtie va consuma într-un an sau câte role de hârtie ca să se șteargă pe mâini sau mobilier, poate că au în plan o extindere. Toate aceste lucruri se știu dinainte, sunt planificate, sunt programate. Acest program de achiziții făcut în trimestrul 4 al anului pentru anul următor este obligatoriu prin lege. Este firesc și ne întrebăm de ce nu s-a întâmplat până acum ca în trimestrul 4 al anului, când se face programarea lucrărilor pentru anul următor, toți furnizorii de utilități să fie chemați de către administrația publică locală și să fie întrebați care este programul lor propriu pentru municipiu. Spre exemplu, dacă luăm strada cea rosetică, suntem aici, și vine furnizorul de electricitate, furnizorul de telefonie, furnizorul de gaz și spune: noi am vrea să facem o lucrare, dar poate am vrea să o facem în a doua jumătate a anului. Și atunci, într-o comunicare, administrație, furnizor de utilități, lucrurile pot merge sincronizat în așa fel încât atunci când se umblă la o stradă, să se umble cu cap, de la subsol la asfalt. La sănătate. Sănătatea e destul de bolnavă, din păcate. Și cred că știți cu toții, vedeți aici celebra clădire a Policlinicii Roman, la care nu s-a intervenit deloc în ultimii ani. Și când spun că nu s-a intervenit deloc, mă gândesc la investițiile pe care administrația locală le-a făcut, pentru că spațiile, cabinetele care au fost date în comodat, arată din secolul acesta. Însă, pe același etaj, avem și spații care arată din secolul trecut. Am fost și am vizitat policlinica de curând și am găsit geamuri de acum 30 de ani, am găsit plexiglas în loc de sticlă, ceea ce pentru mine a fost de neînțeles cât poate să coste un geam totuși, am găsit foarte umilitor și aici cred că ține foarte mult de demnitatea umană și este o mare pată pe obrazul conducerii Spitalului Municipal de Urgență Roman. Un vestiar pentru femeia de serviciu, improvizat în casa scării, cum ar veni. Imaginați-vă că era la un demisol. Un dulap care era de acum, cred, 20-30 de ani, pentru că eu n-am mai văzut acel material de foarte multă vreme, nicio instituție publică, și acolo femeia de serviciu ar trebui să se schimbe și să mănânce. Pe lângă faptul că nimeni nu s-a interesat de modul în care arată această clădire, faptul că nimeni nu se interesează de modul în care lucrează oamenii, este umilitor și ar trebui să ne facă să ne gândim de ce totuși contăm mai mult pe bunuri decât pe oameni. Ar trebui ca oamenii să fie valoarea principală, noi credem că oamenii sunt valoarea principală, dar când ne uităm în jur la ce se întâmplă în administrația locală, cu acest exemplu venind acum concret în fața dumneavoastră, ne încercă un sentiment de amărăciune și nu înțelegem de ce totuși lucrurile nu se schimbă, având în vedere că trăim cu toții în același oraș și practic formăm cu toții o comunitate. Și pentru că trăim în același oraș și formăm cu toții o comunitate, trebuie să îi ascultăm pe cei năpăstuiți. Vocea pacienților. S-au făcut multe sesizări și dacă intrați pe orice rețea de socializare veți observa acest lucru.
Oamenii se plâng de modul în care sunt tratați de către unii dintre angajații Spitalului Municipal de Urgență Roman. Și aici aș vrea să fie foarte clar, de către unii dintre angajați, pentru că știu de asemenea că există oameni dedicați meseriei și care își fac treaba cu pasiune și cu dăruire. Iar ca să ascultăm vocea pacienților, așa cum nu se întâmplă la acest moment, formularul de feedback, care este un formular ce prin Strategia Națională Anticorupție ar trebui să fie la externare înmânat fiecărui pacient, va fi cu adevărat înmânat și va fi postat și pe site-ul primăriei, astfel încât feedback-ul să ne parvină în mod direct. Acum nu știm dacă se completează formulare de feedback sau unde se duc acestea. Dar știu foarte clar că în momentul în care Observatorul Român de Sănătate, un ONG care se dedică activității medicale din România, a publicat un raport nefavorabil despre Spitalul Municipal de Urgență Roman, conducerea s-a inflamat și a zis că nu este adevărat, pentru că ei au niște formulare de feedback care arată că lucrurile sunt perfecte. Ei bine, trebuie să vedem de fapt care este realitatea și nu putem să vedem care este realitatea dacă ascultăm doar ce spune conducerea. Prin urmare, trebuie să ascultăm ce spun pacienții. Și în plus, trebuie să-i dăm de exemplu pe oamenii care cu adevărat muncesc cu drag. Cum putem face acest lucru? Printr-o altă măsură propusă de Împreună pentru Moldova. Angajații spitalului, care sunt dedicați profesiilor și care sunt nedreptățiți de oamenii revoltați, care în momentul în care nu primesc un serviciu de calitate, vorbesc despre toți angajații ca făcând același lucru, au posibilitatea să iasă în față și să fie dați drept exemplu. Și vom face aceasta într-o manieră care evident vine din mediul privat, pentru că știm cu toții în mediul privat lucrurile funcționează ceva mai bine și mai repede. Pacientul misterios, practic, o persoană desemnată de primărie care va avea o problemă medicală reală și sperăm că va trece pandemia și în spital vor ajunge și persoanele care au probleme cronice, nu doar acute, cum se întâmplă mai ales acum. Revenind pacientul misterios, o persoană cu probleme de sănătate reale va merge să se consulte, va merge să se interneze pentru o zi sau pentru mai multe, dar pe lângă verificarea propriei stări de sănătate, va avea grijă să monitorizeze modul în care se comportă angajații Spitalului Municipal de Urgență Roman. Fiindcă de foarte multe ori au fost situații în care din 10 oameni care au îngrijit un pacient, 9 s-au comportat exemplar, al 10-lea a venit plictisit sau supărat sau nervos la serviciu și a pus o pată prin atitudinea lui față de pacient asupra tuturor celorlalți care și-au făcut treaba în mod excelent. Prin urmare, trebuie să mergem către exemplele pozitive, să le punem în evidență și putem face asta prin această soluție a pacientului misterios. Educația. Educația este viitorul și cu toții ne dorim ca Romanul să nu fie un oraș din ce în ce mai îmbătrânit și mai depopulat. Prin urmare, trebuie să îi pregătim pe tinerii de astăzi pentru joburile de mâine. Nu putem să așteptăm ca cineva de la minister, cândva într-o zi, poate când va avea inspirație, să vină și să schimbe programa școlară și să zică, începând de mâine, stimați cetățeni, România intră în secolul 21 în ceea ce privește educația. Dacă tot vom sta și vom aștepta ca să vină alții să ne rezolve lucrurile, nu vom mai avansa niciodată. Prin urmare, lucrurile care se pot face la nivel local, ce țin de administrația publică locală și care pot să aducă un plus în comunitate, trebuie făcute neapărat începând de astăzi. Ce propune Împreună pentru Moldova filiala Roman? Clase de robotică. Nu se poate să trăim în zilele noastre fără să știm cât de cât cum se folosește un telefon inteligent, un calculator. Ca să nu mai spun că domeniile în care robotica reprezintă prezentul sunt medicină, agricultură, transporturi, construcții și exemple pot continua. Până și ca să conduci o combină acum pe câmp, ai nevoie de anumite cunoștințe
pentru că panoul de comand al combinei nu mai este făcut doar dintr-un volan și câteva pedale. Prin urmare, trebuie să ne uităm la viitor și viitorul arată că 3/4 dintre locurile de muncă cu cea mai rapidă creștere necesită o bună pregătire în domeniul științe, tehnologie, inginerie și matematică. Nu ne place tuturor acest adevăr, dar el există și nu putem să-l ignorăm. Prin urmare, vom înființa un program de excelență pentru tinerii din toate liceele, indiferent de profilul în care activează și în care învață, în care robotica, programarea și alte cursuri conexe să devină accesibile oricui dorește să învețe, dar nu are acasă resursele necesare. Înainte să cerem părinților să investească în educație, trebuie să ne asigurăm că noi am făcut totul pentru ca acest lucru să se întâmple și pentru ca tinerii noștri să aibă un viitor. Învățământul dual, care este un mare succes în toate țările, mai puțin în România, trebuie să devină o realitate și la Roman. S-a mai promis, dar nu s-a făcut, pentru că din motive pe care nu le discutăm aici, acest lucru a fost trecut la categoria diverse, deși a fost prezent ca fiind punct de referință în campanii electorale. Venind din mediul privat, știu foarte bine că firmele care au nevoie de personal oferă adesea specializarea la locul de muncă. Învățământul dual, practic, ar veni și ar da o mână de ajutor, pentru că de pe băncile școlii un tânăr ar putea să se integreze mult mai ușor într-un domeniu pe care îl va studia timp de 3 ani la școală. Programele educaționale cu universitățile din regiune. Există cumva o falie între ceea ce înseamnă învățământul preuniversitar și universitar, iar profesorii universitari de multe ori se plâng de calitatea cunoștințelor pe care elevii care devin studenți le au în primul semestru universitar. Prin urmare, pentru ca regiunea să devină tot mai ofertantă și pentru ca lucrurile să fie schimbate de la rădăcină, trebuie să deschidem perspectivele tinerilor cât mai devreme și totodată să le oferim un avantaj în alegerea profesiei. Programe educaționale care să se realizeze împreună cu toate universitățile din regiune vor crește calitatea actului educațional din Roman, vor oferi alternative elevilor și vor crea premisele pentru ca Romanul, inima Moldovei, să devină reper de excelență în nord-estul țării. Bani pentru transportul tinerilor care primesc burse Erasmus. Bursele Erasmus sunt poate cea mai bună modalitate pentru ca tinerii să dea piept cu realitatea din alte țări și să-și dea seama dacă acel context li se potrivește mai mult decât a rămâne acasă. La fel ca în cazul roboticii, avem de ales între două variante. Ne este frică de faptul că tinerii vor pleca din Roman și nu le oferim acces la robotică, la burse Erasmus, și aici mă refer exclusiv la partea de transport, pentru că ne dorim practic ca tinerii să nu plece din oraș, însă dacă ne învingem această frică și le dăm drumul tinerilor să zboare, cum spun părinții în mod special, atunci copiii vor învăța robotică, vor învăța matematică, vor învăța știință, vor pleca în bursa Erasmus, vor putea face comparații și după care există mari șanse ca având toate aceste oportunități acasă să zică, știți ceva, părinți, eu nu vreau să mai plec. Lucrurile acestea, să știți că ele chiar se pot întâmpla. Însă trebuie să avem un pic de curaj și un pic de deschidere și un pic de încredere în proprii noștri copii, pentru că ei cu siguranță vor ști ce să aleagă, ce este mai bine atunci când va fi cazul. Dar uneori lucrurile nu se întâmplă tocmai pentru că nouă adulților ne este foarte frică de necunoscut. Pentru a încuraja așadar pe tineri să exploreze lumea și să se întoarcă acasă, dorim să decontăm transportul tinerilor romașcani care vor obține burse Erasmus Plus și să punem umărul împreună la dezvoltarea viitorilor adulți. Aceste decontări de transport ar însemna biletul de avion și eventual biletul de autocar de la aeroport până acasă. Nu vorbim de costuri mari, dar pentru un tânăr care pleacă la drum, vorbim de un sprijin moral și un semn că celor din comunitate îi pasă de el. Și cred că acest lucru este important să îl transmitem și să o facem cât mai repede.
Reînființarea de laboratoare în școli. Vorbeam azi noapte cu Matei Dăscălița, tânărul care m-a ajutat să fac acest slide, pentru că nu mai reușeam să mă împart între sarcini. Mulțumesc, Matei! Și îi povesteam despre profesorul care mi-a marcat mie clasa a 8-a. O doamnă profesoară de fizică de la școala numărul 1, doamna profesoară Miron, care a fost un cadru didactic pentru mine extraordinar, nu doar prin modelul pedagogic, ci și prin modelul uman. În clasele a 6-a și a 7-a am învățat fizica pentru că trebuia să învăț și pentru că trebuia să mi se pună notă. În clasa a 8-a am învățat fizica pentru că iubeam profesorul efectiv. Îmi plăcea foarte mult modul în care preda și înțelegeam totul înainte de a părăsi laboratorul. Iar cuvântul cheie este laborator. În clasa a 8-a nu a existat oră de fizică în care să nu mergem la laborator. Așteptam frumos cu minți la rând să iasă clasa de dinaintea noastră, după care intram noi. Și lucrul acesta s-a întâmplat timp de un an de zile. Așadar, dacă mai știu puțină fizică, principalul motiv este acela că am învățat fizică în laborator. Acum, multe din acele spații au fost transformate în spații efective de clasă. Nu mai au posibilitatea elevii să facă lucrurile la modul concret. Totul este pur teoretic. Și deși este foarte avantajos acum că ai un laptop și poate multe videouri la îndemână și tutoriale pe care să le urmărești, este cu totul deosebit atunci când efectiv faci cu mâna ta ceva și îți reușește. Prin urmare, considerăm că reînființarea laboratoarelor în școli sunt absolut necesare, este o condiție absolut necesară pentru ca educația să se desfășoare în bune condiții. Bibliotecile școlare sunt niște spații care au folosit foarte mult elevilor în anii trecuți. Însă lucrurile s-au schimbat, realitatea arată cu totul altfel. Wikipedia este mult mai aproape decât orice carte, internetul este mult mai bogat decât orice am vrea noi să găsim repede în paginile unei cărți. Prin urmare, bibliotecile școlare nu trebuie desființate, dar ele trebuie transformate. Trebuie ca tinerii să aibă posibilitatea să stea acolo și să învețe, să poată să aștepte autobuzul, să nu mai fie dați afară cu mătura, așa cum mi s-a povestit, pentru faptul că au mai stat o oră în plus după ce li s-au terminat cursurile, fiindcă navetiștii nu au întotdeauna autobuzele la orele potrivite și aceasta este iarăși o realitate. Trebuie alocate fonduri pentru ca aceste spații de învățare să le ofere tinerilor posibilitatea să rămână după ore în plus, să-și facă temele, să învețe, să lucreze la proiecte și apoi să-și vadă de drum. Am pus accentul pe elevii navetiști, dar nu trebuie să fie exclusiv pentru elevii navetiști. Sunt familii care locuiesc în două camere și sunt 6 membri. Vă dați seama că pentru un elev care dorește să învețe, deranjul provocat poate de frații mai mici poate să fie un factor disturbator. Cred că ar trebui să ne gândim la toate aceste aspecte atunci când ne gândim la actul educațional din municipiu, iar primăria poate și trebuie să facă aceste investiții. Trecem la un alt capitol, un capitol despre care o parte dintre dumneavoastră știți deja mai multe, pentru că vorbim despre un proiect care ne este foarte drag mie și colegilor mei. Și anume, un oraș mai verde cu oameni mai sănătoși. Pe 13 februarie am lăsat Romanul Nou Început, un proiect de mobilitate urbană care a venit ca urmare a faptului că venind într-o zi de la o întâlnire cu specialiști în mobilitate urbană, la o discuție informală, mi s-a spus, municipiul tău are șansa de a absorbi bani europeni importanți în perioada 2021-2027. Și am zis, extraordinar, ce trebuie să facem? Să fiți verzi, să faceți investițiile de așa natură încât să nu mai poluați atât de mult, să aveți grijă de toți participanții la trafic, nu doar de cei care au mașini, și să vă gândiți la generațiile care vin. Și am început să discutăm
Și lucrurile s-au blocat în momentul în care interlocutorul m-a întrebat: plan de mobilitate durabilă aveți? Și zic: nu. Atunci nu puteți lua niciun leu. Și de la acea discuție a pornit ideea Roman, un nou început, care este practic dacă vreți, un studiu de fezabilitate pentru ceea ce trebuie să fie un plan de mobilitate urbană durabilă în municipiu. Trebuie să luăm banii europeni, pentru că această criză în care ne aflăm cu toții ne va duce la sapă de lemn dacă nu știm să aducem fondurile nerambursabile la noi acasă. Și banii europeni care se vor da în perioada 2021-2027 nu se vor mai da pentru investiții care să nu aibă ca finalitate reducerea amprentei de carbon. Orice vi s-ar spune, puteți să combateți foarte simplu. Pentru că Uniunea Europeană a spus clar, acesta este viitorul, schimbările climatice nu sunt o glumă și noi trebuie să mergem cu toții în aceeași direcție. România este în Uniunea Europeană și, prin urmare, merge în aceeași direcție. Câteva puncte din planul de mobilitate urbană durabilă, care înseamnă, înainte de toate, banii europeni aduși la Roman, parcări moderne în locul actualelor dungi pe care le avem pe asfalt. Este timpul să avem și noi, la fel cum admirăm în alte orașe, inclusiv din România, parcări moderne, acoperite sau subterane, dotate cu sisteme de supraveghere video, în care locul de parcare se rezervă printr-o aplicație, care respectă estetica și arhitectura zonei în care este construită acea parcare și care are deasupra construcției grădini publice sau terenuri de sport. Lucrurile acestea, v-am spus, se pot face și se pot face cu bani europeni. Pe de altă parte, este nevoie de un transport public mai eficient. Acum plătim 2,5 lei ca să mergem pe o rută. Însă rutele acestea au fost făcute, atunci când au fost aprobate, după nevoi imediate ale cetățenilor. A venit cineva din cartierul Danubeana și a spus: nu avem transport public în comun. Ok, se face. A mai venit cineva din alt cartier și a spus: prin fața blocului meu nu trece autobuzul. Ok, se modifică traseul. Este bine să ții cont de părerile cetățenilor, dar luându-le global, pentru că astfel de modificări pe segmente nu au făcut altceva decât să lungească foarte mult timpul de deplasare a mijloacelor de transport prin oraș. Dacă ați urcat în ultimele luni într-un microbuz de transport public local, cu siguranță ați avut senzația că după ce pleacă de pe loc, șoferul pare să fie într-o cursă imaginară cu toate celelalte mașini de pe asfalt. Și ai senzația că dacă nu te-ai ținut foarte bine de ceva, cu siguranță vei ieși cumva șifonat din acea cursă în care tu nu ți-ai dorit să intri, tu doar ți-ai dorit să ajungi din punctul A în punctul B. Ei bine, pentru ca și conducătorii auto ai acestor mijloace de transport să poată respira liniștit, să poată merge fără stres, este nevoie ca rutele de transport public să fie eficientizate. Și mai este nevoie de câteva investiții, cum ar fi biletul la oră. Poate ai nevoie într-o oră să ajungi în punctul B și să te întorci acasă. Sau biletul de o zi. Poate într-o zi chiar ai nevoie să circuli în oraș în mai multe puncte. De ce trebuie să plătești de fiecare dată 2,5 lei când ai putea să cumperi un bilet unic pentru toată ziua care să coste, nu știu, 7-8 lei, dar să-ți ofere acces nelimitat timp de 24 de ore. Sunt lucruri pe care de altfel le vedem inclusiv în România, în alte orașe, și care nici măcar nu știu dacă mai sunt de anul 2021, pentru că iată ne apropiem de 2021, dar cred că trebuie să începem să punem nevoile, necesitățile reale deasupra tuturor obstacolelor birocratice în care pare că ne-am înțepenit cu toții în ultima perioadă. Un alt lucru care pe mine mă întristează foarte mult se referă la arborii din oraș. Faptul că atunci când merg pe trotuar, pentru că de atâția ani de zile bat orașul de la stânga la dreapta și de sus în jos, în calitate de jurnalist, mi-a arătat nevoia de arbori cu adevărat importanți, în sensul în care să aibă coroană, să nu fie niște trunchiuri goale. Nu am înțeles niciodată acest sistem de toaletare, cu toate că administrația locală a zis că așa e bine. N-am găsit argumentele, dar cu siguranță știu că nu sunt valide. Și știu că nu sunt valide pentru că în alte țări, estetica unui arbore
este luată și valorificată la patrimoniul municipiului. Este un lucru care poate fi departe pentru noi, da? Este un concept care pentru noi poate fi extrem de pretențios. Dar în momentul în care ai un arbore de acest tip pe stradă, e clar că nu ai nicio estetică și nici oxigen. Pentru că genul acesta de trunchi nu va face o coroană bogată. Pistele pentru biciclete. Nu cred că trebuie să vă mai spun multe despre pistele pentru biciclete. Noi am militat foarte mult pentru acest aspect. Lucrurile se pot face în regim integrat în același plan de mobilitate urbană durabilă pe care l-am menționat deja. Pistele pentru biciclete vor deveni posibile în momentul în care vom avea parcări supraetajate sau subterane, în momentul în care vom putea scoate mașinile din oraș, în momentul în care vom putea avea un transport public eficient. Atunci pistele pentru biciclete vor putea să devină posibile cu adevărat și să ne ofere siguranță, pentru că aceasta este marea problemă. Lipsa de siguranță pe care oamenii care se urcă pe bicicletă acum o au, fiindcă ei se simt neprotejați față de autoturisme. Ei consideră că șoferii nu sunt suficient de atenți și atunci preferă să nu folosească bicicleta într-o deplasare de, nu știu, 1-2 km prin oraș, deși este mult mai sănătos și mult mai ieftin decât să circul cu mașina. Prin acest program ne dorim, practic, bani europeni aduși în roman, siguranță pentru cetățeni, indiferent ce tip de mobilitate aleg, și mai ales ne dorim să ajungem în secolul 21 cu tehnologia, cu modul în care datele sunt gestionate pentru ca viața tuturor cetățenilor să fie mai ușoară. Dar ce ne-am face într-un oraș, mai ales într-un oraș patriarhal cum este Romanul, fără cultură? Avem atâtea secole de istorie care ne obligă să ducem mai departe o moștenire, să o îmbogățim și să o transmitem generațiilor viitoare. Sunt câteva sute de metri față de casa în care s-a născut Sergiu Celibidache. Nu cred că trebuie să vă mai spun cum arată. Nu cred că trebuie să vă amintesc de câte ori au promis autoritățile că rezolvă această problemă. Nu trebuie, cred, să vă mai amintesc că în ianuarie era o distanță de 500 de metri între două instituții și cu toate acestea dosarul a stat nemișcat 3 luni de zile. Toate aceste lucruri trebuie să se schimbe. Dar Romanul nu este doar orașul Celibidache, este și orașul Jora și orașul multor altor artiști pe care acest municipiu i-a dat artei și, prin urmare, trebuie ca numele lor să fie pus în valoare așa cum se cuvine. Mă face asta printr-un festival internațional dedicat artiștilor care au adus o contribuție importantă în cultura românească și internațională. Sergiu Celibidache este primul nume la care ne-am putea gândi atunci când ne gândim la cultura din oraș. Și cu toate acestea, din peste 5 milioane de mașini care tranzitează Romanul în fiecare an, cu siguranță 4 milioane și jumătate habar nu au că trec prin orașul în care s-a născut Sergiu, fiindcă nu există nici măcar o plăcuță care să ateste acest lucru. Și cred că situația pe care tocmai am expus-o vorbește de la sine despre modul în care autoritățile sunt interesate de cultura din oraș. Un alt punct pe care ne l-am propus se referă la digitalizarea bibliotecii municipale. Biblioteca municipală este extrem de importantă pentru viața culturală a orașului. Vorbim de o istorie de peste 100 de ani. La 1885 s-a înființat această bibliotecă prin donația pe care George Radu Melidon a făcut-o către municipiul Roman, donația de cărți. El, de asemenea, a și fost primul bibliotecar al acestui oraș timp de un an de zile după ce a făcut donația. Însă suntem în secolul 21, iar oamenii care au nevoie de cărți, care au nevoie de acces la arhivă,
ar trebui să știe de acasă la ce să se aștepte și pentru aceasta ar trebui ca fondul de carte să fie inventariat și să fie prezentat în mod digital. Astfel încât dacă un cititor vrea să caute informații despre un autor sau despre un domeniu, să poată să găsească această informație din confortul căminului propriu și apoi să se programeze pentru a se duce și a face împrumutul sau pentru a studia la sala de lectură. Tinerii, educație, tineri, un oraș verde, toate aceste lucruri se împletesc. Iar tinerii trebuie încurajați și ne dorim să facem o fabrică de bine. Este practic vorba despre un incubator de idei pentru toate ONG-urile din oraș și nu ne referim doar la o clădire, pentru că o clădire ar putea să ofere poate mai multă lume, cât mai ales la logistica necesară pentru ca aceste ONG-uri să poată să-și desfășoare activitatea și să poată să-și dezvolte creativitatea. Știm că ONG-urile depind de spații din primărie sau de alte spații din oraș, însă dacă e să ne referim la spațiile din primărie, de multe ori sunt situații în care tinerii poate că au nevoie în weekend să stea sau poate că au nevoie să stea mai mult seara și lucrul acesta nu se potrivește cu programul administrației publice locale. Nu putem să-i ținem pe tineri să fie creativi de la 8 la 16. Este total incorrect și inechitabil. Tinerii sunt creativi și la 3 dimineața, tinerii sunt creativi și la 5 după amiaza. Prin urmare, trebuie să le oferim un spațiu unde să aibă loc să-și noteze ideile, să înregistreze tutoriale, să facă experimente. Toate lucrurile acestea trebuie să se desfășoare într-un spațiu care să deborde de creativitatea, în care să nu se simtă constrânși de modul poate mai rigid al administrației de a funcționa. Și atunci, această fabrică de bine își propune să le ofere tinerilor toate aceste lucruri. Un parc pentru tot felul de roți. Sună poate un pic ciudat, dar skateparkul care se află acum în zona strandului municipal este ocolit de foarte mulți dintre cei mai tineri dintre noi, pentru că nu oferă condițiile de siguranță pentru ca ei să-și desfășoare acrobațiile. Un parc de acest tip trebuie să fie un parc în care să poți să intri cu trotineta, cu bicicleta, cu skate-ul, cu rolele. Nu trebuie să fie atât de multe interdicții și cu siguranță nu trebuie să fie niciodată pasnici care să-i alunge pe copii de a se exprima liber, de a încerca să stea afară și să își consume energia, pentru că lucrul acesta nu face decât să imprime în mentalul unui copil de 10-12 ani că aici este un loc în care eu nu am ce căuta. Și pentru că am vorbit de faptul că în mental colectiv trebuie să găsim variante în care să atragem oamenii. Vom reuși, sper eu, să scoatem această expresie din vocabularul romașcanilor. Nu călcați iarba. Iarba este făcută pentru a fi călcată. Pentru că statul pe iarbă, cu o carte în mână, sau pur și simplu la picnic, sau vorbind cu cineva, oferă extrem de multe avantaje la nivel de confort mental într-un oraș în care cei mai mulți dintre noi locuiesc la bloc. Dacă stai toată ziua între patru pereți, când vezi că e vreme frumoasă afară, simți nevoia să ieși, să te așezi pe iarbă și să te relaxezi. Ori acest nu călcați iarba, această idee de a face picnic doar când vrea cineva din oraș este total nedemocratică și în niciun caz nu este adecvată zilelor noastre. Nu în ultimul rând, locuri inclusive de joacă și de recreere, pentru că, ei bine, oamenii de toate categoriile trebuie să aibă acces la aceleași servicii. Consider că două locuri de joacă care să fie realizate în așa manieră încât să ofere acces și persoanelor și copiilor cu dizabilități mai exact, sunt absolut necesare într-un oraș care se dorește să fie un oraș primitor, care spune că este inima Moldovei, într-un oraș în care oamenii sunt cunoscuți drept oameni de bună credință. Aceste locuri de joacă ar trebui realizate în două zone diferite ale orașului, astfel încât distanța de la domiciliu și până la respectivul loc de joacă să fie cât mai mică. Un alt proiect pe care vreau să vi-l prezint se referă la linia vieții.
Aici sunt imagini cu mine la o primărie din Franța, unde am făcut voluntariat pentru mai multe luni. Voluntariatul a constat în faptul că am vorbit la telefon cu seniori ai acelei comunități într-un program care avea drept scop ca toți oamenii din comunitate să se simtă importanți. Și ceea ce făceam noi, voluntarii, în fiecare săptămână, era să le oferim seniorilor, care erau tineri la spirit, să le oferim practic senzația că nu sunt uitați. Am aflat cum se pun gladiolele, am aflat cum se coace bine un chiș, am aflat foarte multe lucruri de la acele persoane care se bucurau în fiecare săptămână pentru că primeau un simplu apel telefonic de la niște persoane necunoscute. În ultimele săptămâni și în ultimele luni au fost multe situații în care pompierii romașcani au intervenit la persoane care erau căzute în casă, care, din păcate, nu mai erau în viață. Și gândiți-vă că dacă în fiecare săptămână ar fi existat cineva care să se preocupe de persoana respectivă, care să o întrebe ce mai face, cu siguranță lucrurile acestea, cel puțin o parte dintre ele ar fi fost evitate, pentru că am fi știut, mi s-a degradat starea de sănătate, sau mă simt mai bine, sau am fost și am făcut controlul la inimă, sau mă programez pentru operație săptămâna viitoare. Pe toate acestea le-am aflat de la oameni pe care nu i-am văzut niciodată în viața mea, dar care mi-au rămas la suflet și consider că este un proiect care, într-un oraș ca Roma, nu merită să fie implementat. Și acum să ajungem la lucrurile care sunt ceva mai pragmatice, mediul de afaceri. Evident că un oraș este frumos cu tineri, este frumos să aibă seniorii cât mai veseli și cât mai implicați, dar mediul de afaceri este motorul, atât în Roman cât și în alte zone. Prin urmare, ceea ce ne propunem noi este realizarea unui parc industrial. Lucrurile acestea nu mai trebuie să fie amânate, pentru că au fost amânate deja de prea mulți ani. În timp ce autoritățile ne promiteau în campanie electorale că vor face parcuri industriale, după alegeri veneau și propuneau în Consiliul Local, care Consiliul Local știm bine cum a funcționat în ultimii ani, contracte de vânzare-cumpărare de terenuri sau de imobile, dar în mod special de terenuri. Cum poți să spui că vii și faci un parc industrial în campanie electorală, iar timp de 3-4 ani de zile tu nu faci altceva decât să înstrăinezi din patrimoniul municipiului? În ce condiții mai poate crede cineva că vei fi capabil să faci acel parc industrial? Lucrurile trebuie să se schimbe. Și prin urmare, parcul industrial trebuie să rămână prioritate zero pentru dezvoltarea mediului de afaceri. Totodată, firmele trebuie sprijinite în mod concret. Noi avem instituții care comunică, dar comunică fiecare pe limba ei. Și un tânăr care dorește să devină antreprenor nu reușește să afle toate informațiile despre înființarea unei societăți comerciale decât dacă bate pe la vreo 3-4 uși, dacă citește vreo 5-6 site-uri și dacă mai și dă vreo 2-3 telefoane. Și apoi ne mirăm în România de ce nume lucrurile, pentru că orice ar vrea să facă un tânăr, înainte de orice, se lovește de birocrație. Sprijinul concret pentru firme pe care îl propune împreună pentru Moldova se referă la deschiderea unui birou de asistență în primărie, care să ofere în mod gratuit asistență pentru accesarea și implementarea unei afaceri, dar și pentru accesarea și implementarea de fonduri nerambursabile, fie că vorbim de fonduri europene, fie că vorbim de fonduri guvernamentale. Oamenii de afaceri trebuie să fie sprijiniți cu adevărat de comunitatea locală și trebuie să fie sprijiniți începând cu primăria. Nu poți să-ți dorești să ai poate un anume capital financiar și să nu știi ce să faci cu el, ar primăria să nu te ajute în niciun fel. În plus, tot primăria este cea care, prin planul anual de achiziții, dar și prin achizițiile care nu sunt cuprinse în acel program, însă sunt desfășurate de-a lungul anului, poate să devină un colaborator adevărat pentru mediul de afaceri.
Este destul de simplu. Practic, dacă firmele ar avea acces la o informare transparentă pe site-ul primăriei despre ce produse, servicii sau lucrări urmează a se achiziționa de către administrația publică locală, ar fi foarte simplu să se uite pe ofertă și să zică pot să fac și eu asta și să înmâneze o ofertă către primărie sau să zică de data aceasta nu-mi permite programul, timpul, nivelul de producție să mă duc și să iau această lucrare. Nu este normal ca achizițiile directe să se facă în 15 minute. De obicei, primăria depune o cerere către o anume firmă pe care o alege într-un anume mod. În 15 minute ofertantul acceptă, firma care primește oferta acceptă și după care s-a încheiat tranzacția. Și asta e tot. Dar poate că exista o concurență reală pe piață și poate că prețul oferit pentru acel serviciu ar fi fost cu 10, cu 20, cu 30% mai mic dacă ar fi existat din partea administrației publice locale o transparență reală și o colaborare reală cu toate firmele din Roman, pentru că în toate firmele din Roman lucrează romașcani. Și nu există romașcani mai buni sau mai răi, ci există romașcani care își plătesc taxe și impozite. Un alt punct, un hub de meserii artizanale și e simplu, un cizmar, un croitor, sunt oameni la care vrem să apelăm din când în când. Nu reușim să facem asta pentru că de cele mai multe ori ne apucăm de dat telefon sau întrebăm pe Facebook, că e foarte simplu, dacă știm un cizmar bun, dacă știm un croitor bun și unde este. Dacă am avea un hub de meserii artizanale, pur și simplu n-ar mai fi nevoie să consumăm atâta energie ca să aflăm despre unde își desfășoară activitatea acele persoane. Am ști să ne ducem direct la țintă. Iar cei care doresc să păstreze vii aceste meserii ar putea să se ducă și să facă ucenicie tot acolo. Și nu în ultimul rând, Made in Roman, un pașaport pe care firmele din oraș care oferă produse și servicii de calitate să poată să-l prezinte concurenților, să poată să-l prezinte celorlalți din această zonă extrem de competitivă. Să vină cu acest pașaport și să spună acesta este un produs de calitate. Iar acest pașaport să fie valabil și să fie recunoscut de autorități care sunt din țară, din alte zone sau din străinătate. Pentru că relațiile bilaterale cu care municipiul Roman s-a lăudat atât de mult nu au adus nimic concret. Nu am auzit nicio firmă din Roman să se fi dus în Coreea de Sud, spre exemplu, și să facă o lucrare. Sau poate nu ne-a fost adusă la cunoștință această investiție, deși tind să cred că nu a existat. Dacă tot avem înfrățiri cu orașe din alte țări, nu ar fi mai bine să le și spunem ce avem de oferit în mod real? Nu ar fi mai bine să le spunem firmelor din Roman care, iată, alimentează bugetul local în fiecare an și să zicem, ia un pașaport de acest gen care conferă, practic, o modalitate de a ajunge mai ușor într-o piață competitivă și du-te și vorbește. De ce nu facem un pic de lobby și pentru noi? De ce nu ne prezentăm într-un mod în care să ne placă și nouă de noi? Pentru că oamenii de afaceri, practic, nu cer foarte multe de la primărie. Ei cer doar normalitate. Ori normalitatea este atât de simplu de realizat, încât alții o fac deja de foarte multă vreme. Un alt capitol, sportul. Activitățile sportive știm că mențin un trup sănătos, o minte sănătoasă și totodată un oraș sănătos. Însă distrugerea sportului de performanță ne-a durut. Și ne-a durut atât de mult încât, deși poate multe alte lucruri le-am uitat de-a lungul timpului, pe aceasta n-am reușit să o uităm. Împreună pentru Moldova, filiala Roman își propune ca municipiul să aibă din nou echipe și evenimente la care să mergem cu emoție și cu bucurie și să strigăm din nou împreună Roman, Roman, Roman. Ne trebuie însă pentru aceasta un plan de management sportiv riguros, transparență în cheltuirea fondurilor și o viziune pe termen lung.
Lucrurile sunt posibile, sunt realizabile, doar trebuie voință și trebuie ca cel care se ocupă de acest domeniu să fie un performer, să știe ce înseamnă managementul sportiv. Nu poți să fii un bun manager sportiv dacă nu știi ce înseamnă acest lucru, pentru că este o ramură care este total separată de alte domenii de activitate. Un alt aspect. Sportul de masă. Sportul de masă este practic baza de la care pleacă totul. Nu vom putea să fim o comunitate care să iubească sportul de performanță, care să-i prețuiască pe sportivi, care să le înțeleagă eforturile, dacă nu vom ști ce înseamnă sportul făcut la nivel de amator. Iar lucrurile încep de când batem mingea pe terenul școlii. Care terenuri trebuie să fie deschise tuturor tot timpul? Aceste terenuri nu trebuie să stea cu lacăt și încuiate. Dacă stau cu lacăt și încuiate, oamenii vor înțelege că sportul este un favor, un privilegiu și nu vor înțelege că este un lucru pe care trebuie să-l practice cu consecvență în fiecare zi. Prin urmare, încurajarea activității în aer liber trebuie făcută prin acest lucru, prin a ține terenurile de sport gratuit la îndemâna tuturor. Evident că ele trebuie modernizate, pentru că o parte dintre terenurile de sport din curțile școlilor nu arată și nu sunt în cea mai bună stare, dar acest lucru se poate face etapizat de la an la an. Însă, important este să se pornească de la premisa că aceste investiții, odată făcute, trebuie să servească tuturor romașcanilor. Și susținerea pentru sportul de masă, evident că se face prin evenimente periodice. Au fost multe lucruri bune care s-au făcut, mai ales de către ONG-uri în municipiu. ONG-urile vin cu ideile, vin cu elanul, vin cu partea de voluntariat, dar la un moment dat bateriile lor se termină. Și atunci vine administrația, care practic trebuie să facă acel refill. Este administrația care trebuie să vină și să zică: voi ați lucrat la o ediție, la două, la trei. Acum la a patra, haideți să lucrăm împreună. Și consecvența trebuie să fie un cuvânt care, mai ales în sport, poate mai mult decât în orice alt domeniu, să fie în linia întâi în orice activitate pe care și-o propune un ONG sau, de ce nu, o asociere de ONG-uri. V-am vorbit despre toate aceste proiecte și aș vrea să știți că unele dintre ele se pot realiza și se pot realiza extrem de ușor. Prin urmare, pentru ca să existe un orizont de timp extrem de clar, trebuie spus că în primele 100 de zile de mandat, primarul Teodora Baciu va face următoarele lucruri. Programul de monitorizare independentă a calității apei potabile și comunicarea transparentă a rezultatelor obținute. Publicarea în presa locală și în social media a concurselor de angajare. Organizarea spațiului special pentru concursurile de angajare cu înregistrare audio-video și cu păstrarea pentru cel puțin 6 luni a imaginilor respective. Începerea publicării plăților pe care le face administrația publică locală. Începerea consultării cu grupurile socioprofesionale. De asemenea, demararea proiectului Linia Vieții. Declanșarea unui audit în primăria municipiului Roman. Evaluarea activității angajaților, față de care, în ultimii 2 ani, au existat sesizări cu privire la modul în care și-au desfășurat activitatea profesională. Evaluarea activității poliției locale și mai ales a conducerii acestei direcții din cadrul primăriei municipiului Roman. Eliminarea conceptului nu călcați pe iarbă,
liber la citit, liber la stat pe iarbă, liber la picnic, dacă în urmă rămâne la fel de curat cum a fost înainte. Terenurile de sport deschise tuturor, astfel încât oamenii să aibă unde să se relaxeze. Și o informare pe care firmele din municipiul Roman să o primească de la administrația publică locală în ceea ce privește nevoia de achiziții publice. Acesta este programul pe care Împreună pentru Moldova și-l propune într-o variantă inițială pentru următorii 4 ani. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Dacă toate aceste proiecte sunt atât de ușor de realizat, dar existau fonduri și sunt proiecte viabile, deci am fost puse practic până acum, deci considerați că administrația publică locală nu le-a pus în practic până acum. Știu doar ce a răspuns administrația publică locală. Nu pot să vă zic de ce nu a vrut să le pun în practică, pentru că eu consider că este o chestiune de voință. Dar răspunsurile preferate ale administrației locale din ultimii ani a fost nu se poate. Să ne amintim cum domnul primar a fost într-o călătorie prin niște țări nordice și după vreo 10 zile a venit și am întrebat și noi, ok, ce ați văzut acolo, ce s-a întâmplat? Și răspunsul a fost, e frumos, e bine, lucrurile sunt la în lumină de ce avem în România, dar la noi nu se poate. Ați trecut aici și vedeți evalua personalul din primăria Roman. Cum veți reuși să descongestionați o schemă mult prea umplată care există acum în primăria Roman și mai ales cum veți reuși să îndepărtați, știți foarte bine, ca și mine, că dacă vă uitați pe organigram, mă vedeți acolo. Tot felul de personaje mai apropiate și ca familie și ca alte grade de rodenie cu cei din conducea evaluării. Știți, doamna Flora, nu este vina nimănui că este rudă cu cineva. Atâta timp cât își face treaba, nu trebuie să existe niciun motiv pentru care să ne uităm într-un anume fel sau să ne raportăm într-un anume fel la o persoană care este funcționar public, doar pentru faptul că este înrudit cu cineva. Problema pleacă de la modul în care oamenii aceștia își fac treaba. Dar vreau să vă spun și probabil că dumneavoastră știți, însă vreau să repet acest lucru și să fie clar. Foarte mulți, de fapt cei mai mulți oameni din primărie chiar își fac treaba, pentru că altfel lucrurile nu ar funcționa. Dar sunt situații, și vorbim aici de situații concrete, de persoane care nu își fac treaba, dar care trec prin zeci de comisii și la urmă nu se întâmplă nimic. Ori lucrurile chiar este nevoie, este timpul și este cazul să se schimbe. Am văzut că ședința de Consiliu Local din Bărnie este programată a se discuta în acest plan de îndatorare al Romanului. Credeți că acest lucru se datorează faptului că... Acel... ce? Mă scuzați. Deci planul de îndatorare al Romanului. Planul de îndatorare. Mă rog, întrebarea. Așa, și el, credeți că acest plan de îndatorare a fost publicat tocmai pentru că a fost contestat noul împrumut de 8,5 milioane de euro, estimat a se realiza, care îndatorează Romanul și generația... Bine, dar noi suntem deja datori, că în 2018 s-au împrumutat 10 milioane de euro. Din care nu știm cât s-au cheltuit și pe ce? Bineînțeles. Apropo de transparență, tocmai de aceea sunt niște lucruri extrem de normale ce am propus aici. Adică nu venim să le zicem promașcanilor că să le aducem și să le facem nu știu ce OZN-uri. Nu. Vorbim de lucruri concrete, de lucruri realizabile. Transparența trebuie să existe. Atât timp cât nu știm unde se duc banii din împrumuturi, pentru ce se împrumută acești bani, pentru ce dacă în pietonal s-au băgat deja atât de mulți bani în ultimii ani, încât nu le mai știm cifrele. Da? Adică unii n-au numărat în viața lor măcar un sfert din banii care s-au băgat în pietonal. Acum se mai dorește încă o sumă de 5,4 milioane de lei să fie aprobată pentru investiții în pietonal. A,
Adică lucrurile chiar nu pot să mai rămână așa. În ceea ce privește gradul de îndatorare a municipiului Roman, dacă se dorește realizarea și să se tragă un nou împrumut, este clar că trebuie să fie aprobat acest grad de îndatorare, pentru că știți foarte bine că un municipiu trebuie să aibă un grad de îndatorare de cel mult 30% și cu mici excepții se poate aproba un grad de îndatorare mai mare. Dar lucrurile acestea trebuie să se facă evident cu aprobare de la Ministerul de Finanțe, adică e un pic mai complicat, însă chiar și dacă te îndatorezi 5%, contează ce faci cu acei bani. Aici cred că trebuie să ne uităm cu toții, mai ales când mergem prin oraș și vedem lucrările care după 2 luni de zile arată cum arată și nu mai au nici măcar un fir de normalitate. Este necesară o carte de ale a constructorilor, pentru că, apropo de varianta pe care a ținut prima dată conferința, o carte neagră? Carta neagră a constructorilor. Știți că legislația este extrem de clară din acest punct de vedere. Dar, atâta timp cât transparența va funcționa în primărie și cât contractele pe care le vedem pe SEAP nu vor mai fi niște contracte pe care, la mod real, unii le aranjează de așa manieră încât pe SEAP iese fix ce trebuie, cu siguranță nu vor mai exista situații ca pe Romanest. Iar aici revin la faptul că firmele din Roman sunt toate firme care plătesc taxe și impozite, care au angajați, angajați care au familii, angajați care consumă salariul municipiului Roman. Nu înțeleg de ce trebuie doar unele firme să aibă de lucru în relația cu administrația publică locală. Revenind la întrebarea domnului Romanul, ați vorbit despre analiza poliției locale și a conducerii poliției locale și de o eventuală epurare a lucrărilor din primăria Romanului. Dar asta e de genul ăsta. Nu vă temeți că vă speriați alegătorii? Adică oamenii ăștia nu vă vor vota pentru că le puneți funcțiile în pericol. Oamenii de bună credință n-au de ce să se teamă. Oamenii care își fac treaba, de ce să se teamă? Apropo de poliția locală. Știți foarte bine că au fost multe situații în care poliția locală n-a ieșit foarte bine, chiar puțin șifonat, aș putea spune, și din cauza modului în care s-au comportat agenții pe teren. Dar să vă zic despre 2 polițiști locali pe care eu i-am văzut în luna martie sau aprilie în Piața Mare. Și era perioada în care bătrânii trebuiau, persoanele de o anumită vârstă trecute de peste 65 ani, trebuiau să iasă din casă doar cu acea declarație pe propria răspundere și doar între anumite ore. Și la intrarea în piață erau 2 domni de la poliția locală care opreau persoanele respective, le cereau documentația. Și era un domn extrem de revoltat, care vorbea destul de urât cu polițiștii. Atâta bun simț cât am văzut la acei oameni, în modul în care încercau să explice că ei trebuie să pună în aplicare o lege, că nu au făcut ei legea, că nu au dat ei ordonanțele militare, că nu ei sunt cei care îi obligă pe oameni să scrie acele hârtii, încât 5 minute am stat și am urmărit cum încercau să-l îmbuneze pe acel domn care era extrem de revoltat pe situație și a găsit pe cei doi să-și ferse nerviul și amarul. Și atunci, de ce s-ar teme 2 oameni, cum sunt acești domni pe care i-am văzut, că vor avea ceva de pierdut sau de suferit, n-au de ce să se teamă. Chiar nu au de ce să se teamă. Cei care își fac treaba, își vor face treaba în continuare și poate că își vor face treaba mult mai relaxat, pentru că lucrurile, dacă sunt bine puse în făgașul lor, vor funcționa mai ușor. Ați vorbit foarte mult de proiecte, de foarte multe proiecte, pe care ați vrea să le realizați, unde deosebire din bani europeni. Însă știm cu toții că nu toate proiectele pot fi realizate cu banii proveniți din fonduri europene. Știm cu toții și că Românul, așa cum au precizat și colegii mei anterior, este îndatorat cu mai multe fonduri, nu doar cu cel care a fost făcut ultima dată. Și aș vrea să vă întreb cum ați rezolvat în funcția de primar problema acestor fonduri, pentru că ele trebuie rambursate, sunt rambursate. Sunt, da,
împrumuturile care au fost deja contractate, evident că trebuie rambursate. Nu ne permitem să nu le rambursăm. Mai este un împrumut, dacă nu mă înșel, chiar și pe vremea domnului deputat Leureanu, e un împrumut încheiat cu bancă, nu aș vrea să dau un. Dar lucrurile care au fost deja în trecut, nu putem decât să le luăm și să le îmbunătățim. Nu, eu zic, pentru că aveți atât de multe proiecte în plan și trebuie să le derogați pe acestea, cum faceți? Pentru că trebuie dată și suma respectivă cumulată din toate fonduri înapoi, nu? Aveți un termen și unele au termen, dacă nu mă înșel, de finalizare înaintea finalizării mandatului dumneavoastră. Așa cum municipiul Roman își permite cu împrumuturile aflate deja în derulare să se gândească la contractarea unor alte împrumuturi, sunt ferm convinsă că își va permite, fără a face alte împrumuturi, să se descurce bine, plătind ratele acelor credite care deja au fost contractate. Dar haideți să vă arăt, apropo de acest aspect, faptul că dacă ne uităm la slide-ul cu primele 100 de zile de mandat, da? Deci vorbim despre niște proiecte pe care le-am enumerat, care sunt importante, pe care cetățenii le cer, dar care, credeți-mă, că nu costă foarte mult. Adică, cât ar costa, spre exemplu, să publicăm în presa locală și în social media concursurile de angajare? Și cu siguranță nu e nevoie de un împrumut pentru așa ceva, da? Sau monitorizarea independentă a calității apei potabile, astfel încât romașcanii să fie siguri că ei de la robinet chiar primesc o apă pe care să o poată folosi pentru a găti, da? Și să gătească în condiții de siguranță pentru ei, pentru copii. Deci, la nivelul unui municipiu să faci o monitorizare o dată pe săptămână, o dată pe zi, chiar timp de 2-3 luni și să vezi care este nivelul calității apei, cred că nu este un lucru pe care un municipiu să nu și-l permită. Da, avem și proiecte majore, dar credeți-mă că acest proiect major, la care eu țin foarte mult și care se numește o nouă sursă de captare pentru apa romașcanilor, este iarăși un proiect care se poate face cu fonduri europene. Și este un proiect care, credeți-mă, costă mai puțin decât creditul de 10 milioane de euro pe care l-a contractat primăria în 2018. Sigur, dar să mă întreb și de ceea ce veți face în privința siguranței cetățeanului, vedem tocmai des comunicatele de emise de poliție că oamenii sunt pe stradă, întâlniți și așa mai departe, în mod indirect, pentru că până la urmă poliția națională, poliția locală au anumiți șeri. Ce veți face în privința stranierilor, dar și a acestor proiecte de hotărâre care apar pe site-ul primăriei, pe care nu le poate descifra. Cred că, decât noi jurnaliști, dacă intră, de exemplu, bunicul unuia dintre noi să vadă ce anume votează Consiliul Local, nu cred că înțelege mare acolo. Da, însă hotărârile de Consiliul Local sunt niște documente legale. Ele au valoare de lege locală. Prin urmare, ele trebuie să fie realizate într-o manieră de acest tip, care din punct de vedere juridic să fie foarte clară. Și când vrem să achiziționăm un apartament, avem o clauză, avem un contract de vânzare-cumpărare cu clauze pe care le citim uneori, poate mai greu, poate că avem nevoie de sfatul unui expert, dar nu putem ca aceste hotărâri de Consiliu Local, aceste proiecte de hotărâre de Consiliu Local să nu fie realizate într-un mod profesionist. Însă, pentru ca între ele trec, lumea nu le înțelege, nu știe ce s-a votat, decât dacă noi, unii dintre jurnaliști, ne apucăm să le descifrăm, să le explicăm. Exact asta voiam să spun. Pentru aceasta există presa, să explice oamenilor ce face administrația publică locală. Deci aici ar mai fi rolul consilierilor locali. Iar colegii mei de la Împreună pentru Moldova, filiala Roman, vor fi aici în fiecare săptămână și vor acorda audiențe, vor sta de vorbă cu oamenii, iar oamenii, dacă vor avea întrebări, le vor putea adresa ori aici, ori telefonic, ori prin e-mail, ori pe rețelele de socializare, pentru că noi până acum nu am văzut consilieri locali care să fie cu adevărat implicați și proactivi. Am văzut niște consilieri locali care au fost mai mult într-o stare de pasivitate și de obediență față de conducerea primăriei. Asta se întâmplă și dată de câștigat? Poftim? Aceste consultații se vor petrece și dată de câștigat? Bineînțeles. Deci începând de când?
de astăzi, de mâine, de mâine, oamenii pot veni să se intereseze de ce anume se întâmplă în Consiliul Local și cineva le va explica? Da. La sediul ăsta? La sediul acesta. Și cu programare, cu programare în avans, pentru că așa ne obligă legea. Veți opri demersurile de trecere la maritală? Trebuie să mă uit exact peste acel document, fiindcă nu toate informațiile care au ajuns public completează dosarul. Sunt lucruri acolo care nu au ajuns la urechile tuturor. Dar știți ce se întâmplă? Faptul că noi suntem acum într-un litigiu și, apropo de demersuri, ar trebui practic să se încheie acel litigiu în instanță, să vedem în ce măsură se poate face acest lucru și cu ce rezultate, da? Iar faptul că noi acum suntem într-o situație de dualitate, da? Pe de o parte, apaservul vine și zice, voi dacă plecați trebuie să plătiți foarte mult, iar apavitalul vine și zice, a, bine ați venit, dar noi nu plătim decât suma X, își asumaseră vreo 500.000 de euro să dea, dacă au rămas discuțiile valabile, cele din 2018. În toată această perioadă în care există acest meci între apavital și apaserv, iar municipiul Roman este pe post de minge de ping-pong, romașcanii au de suferit. Iar realizarea unei noi captări pentru apa potabilă devine o obligativitate pe care trebuie să o rezolve administrația publică locală, pentru că într-o situație de acest tip, primăria nu se poate duce nici la apa vital să zică noi nu suntem încă oficial cu voi și de tot și complet, dar faceți-ne voi sursa de captare. Și nici nu se poate duce la apaserv să zică, ok, suntem în litigiu, vrem să plecăm, vrem să divorțăm, dar faceți-ne voi sursa de captare. Acestea sunt lucruri pe care trebuie să le facă administrația publică locală cât mai repede. În momentul în care se prescrie că veți câștiga funcția de primar al municipiului Roman, veți susține continuarea externalizarea unităților servicii, gen consultanță juridică, cum se întâmplă acum, sau vă veți baza strict pe profesioniști și specialiști din cadrul primăriei? Sunt juriști în cadrul primăriei pe care i-am văzut la procese. Dumnealor nu știu că eu i-am văzut pentru că eram discret în spatele sălii. Și i-am văzut cum pledează. Și din acel moment vă spun sincer că nu am mai înțeles nicio secundă necesitatea externalizării unor servicii. Și aici nu mă refer la un jurist din cadrul primăriei, ci la mai mulți. Deci în primăria municipiului Roman sunt oameni competenți care trebuie să-și facă treaba și, mai important, trebuie să fie lăsați să-și facă treaba. Dacă aveți cuvinte de încheiere, dacă colegiul de dacă nu, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și ne revedem data viitoare.